Eu recunosc că nu am crezut în relația lui Andrei și a Simonei, mai mult de atât cunoașterea lor nu mi-a plăcut de niciun fel și tot timpul mă gândeam așa că Andrei s-ar putea să sufere foarte mult mai târziu, că el clar se îndrăgostește și Simona are scutul acesta care o ajută să fie așa cum este și dar acum, în ultima perioadă, am ajuns să cred că totuși are sentimente față de el, doar că felul ei de a fi este mai autoritar, mai rece, mai, n-aș vrea să spun respingător. E clar că nu ne asemănăm de niciun fel la caracter și probabil că din acest motiv nici n-am cum să înțeleg foarte multe. Eu sunt total opusul Simonei, eu ați văzut că plâng și la desene animate. Dar cred că totuși are sentimente față de Andrei pentru că nimeni nu cred că ar putea să stea să fie sărutat, mângâiat în așa fel, mai ales că am și auzit-o după petreceri că spunea că își dorește acea noapte împreună cu Andrei, deci nu cred că ar putea nimeni să facă fără să simtă. E clar că există sentimente, doar că ăsta este felul și așa se comportă ea. Cred că dacă Simona ar lăsa un pic de la ea și Andrei ar pulsa mai mult și gen ar fi și el, nu știu, să nu-i permită toate supărările, la modul să mai riposteze și el atunci când se supără din nimicuri, cu siguranță ar putea să aibă o relație de viitor și să le fie foarte bine împreună.